Hristos a înviat și la mulți ani. Adevărat, a înviat, ziceau ai mei din redacție că acum ar trebui să vă punem să cântați Nu mă mai duc pe la Petrică, vecinul lui Aristică. Da, auzi, apropo de Duță, să știi că am nevoie de oameni aici la muncă. Această perioadă de, haideți să spunem, de carantină, m-a carantinat aici la filiaj, la Zanzibar. Am foarte mult de muncă, foarte mult de muncă. Și chiar am nevoie de oameni, să știi, cu ziua. Plătesc bine. Numai ce ați deschis afacerea și a venit nebunia asta peste tot ce înseamnă Horeca. Da. După ce trece pe izolarea, începem cu nunțile, nu? Cu botezurile, că trebuie să avem ceva activitate. Trebuie. Sigur. Este, cum să spun, foarte greu pentru noi ca artiști învățați cu publicul. Vreau să spun, Răzvan, că mi-e dor de costumul național, mi-e dor de scenă, mi-e dor de întâlnirile cu oamenii care iubesc muzica populară și abia aștept. Pentru mine această perioadă mi s-a părut extraordinar de grea, pentru că n-am avut astfel de momente cu oamenii, cum îmi spuneam, dar am fost prins foarte mult în activitățile astea de zi cu zi aici, de organizare. Și noroc că de dimineața până seara, fiind prins, a trecut mai ușor această perioadă. Da, și sper să treacă în continuare mai ușor. Știu că aveați și ceva pământ pe la filiaș, ceva grădină, niște vie, niște pruni. V-ați mai ocupat de grădină? Să știi că, auzi, în perioada asta chiar m-am ocupat foarte mult de grădină. Am pus și solarul la dispoziție, adică la dispoziția soției, pentru că eu l-am pregătit, dar ea de aici încolo se ocupă cu ce trebuie prin el, pus și îngrijit. Eu am făcut rost de asta de răsad, l-am pus, dar de aici încolo se ocupă ea. Eu mai mult de partea administrativă aici, la Zanzibar, la filiaș. Să știi că e o locație extraordinară de frumoasă, nu chestia mea. Știu, da, știu. N-am prea avut noi drumuri în zona aia, dar când trecem pe la filiaș ne abatem în 5 minute măcar să dați o cafea de aia bună. Deci nu regretați. Uite, am și lac aici, să știi că am și ponton unde lumea poate să stea. Ați băgat ceva pești acolo? Ce anume? Ați băgat ceva pești în lac? Să știi că am și pești. Ah, super am tare. Am și pești. Apă în piscină e? Și... E. Este, dar trebuie să o schimbăm. Așteptăm să vedem picotro se îndreaptă lucrurile. Și să știți că mai nou pregătesc și un loc de joacă pentru ăștia mici. De aceea sunt de dimineața până seara prins aici, pentru că este un proiect foarte, foarte ambițios pe care Cătălina și Florin, fiica cuginului meu, și l-au dorit. Iar de partea de ansamblu și de montat mi-a căzut în sarcină mie. Hai să-ți arăt un pic să vezi cam și cum arată. A, deci ne pregătim și pentru cei mici. Da, practic suntem pregătiți, da, de vară. Acum numai să ne dea drumul din izolare și acolo suntem. Spuneți-mi că vorbeați de copii. Nepoții ce fac? Cum sunt? Cum suportă? Destul de greu. Noroc că să stăm la casă, stăm la curte. Își doresc să vină aici la Zanzibar. Nu i-am ferit de a-i aduce aici și abia așteaptă. Îmi spunea Alex Bunelu, dar am înțeles că la Zanzibar ai montat un loc de joacă. Vreau să vin, vreau să mă joc acolo. I-am zis, Bunelu, mai durează un pic. Să sperăm noi că după 15 mai, așa cum ne-au promis autoritățile, o să reușească copiii să ajungă aici, iar eu mă străduiesc ca până atunci să fie totul pus la punct. Vă mulțumim tare mult că ne-ați arătat ce lucruri frumoase se întâmplă departe de București, la filiaș. Să știți că sunt foarte mulți români care conduc hoteluri în Zanzibar și o să vorbim cu unul dintre ei să-și transforme hotelul, să-i spună filiaș, că dacă dumneata ai făcut așa acolo, ăștia să aibă un cuvânt, unde te duci, domne? Tu lângă Stone City, într-un hotel filiaș. Mulțumim tare mult, Constantin Enceanu, în legătură directă cu noi. Salutați pe toți acasă. Toate cele bune, abia așteptăm să ne vedem. Sper că mai repede de toamnă, deși toamnă. Doamna, e bine că de obicei domnul Enceanu vine și cu Zaibăru.